Doamna consilieră, cum se face că susțineți războiul și sărbătoriți independența Republicii Moldova totodată? Mai aveți ceva de spus? Atât. Hai spuneți-vă. Doar v-am întrebat. Vorbiți în gric cu dumneavoastră. Dar ce sărbătoriți eu astăzi? Nu vă socot de ziarist, nu vă socot de jurnalist. Dumnea sunteți o doamnă foarte ieftină. Eu cu așa persoană nu discut. Asta e unicul răspuns care puteți să-l dați. Da? Sunteți online? Mai aveți și alte sunteți argumente? Mai aveți? Mai aveți ceva de spus? Mai spun. Întrebare. Ce vă propune să faceți ca Republica Moldova să rămână independentă? Ce vă propuneți să faceți ca Republica Moldova să rămână independentă? La momentul acesta festiv trebuie să celebrăm Marele Ștefan cel Mare și Sfânt, să onorăm simbolurile de stat și poporul nostru. Ceea ce vă recomand și de-a. Dar dumneavoastră personal ce veți face pentru independență? Astăzi ne închinăm Marele Ștefan. Domnul Stoianoglu, ce veți face ca Republica Moldova să rămână independentă și nu sub ocupația rusească? Nu mai independentă. Noi avem toate posibilitățile să fim un stat independent, suveran și un stat dezvoltat. Ce vă propuneți să faceți pentru independența Republicii Moldova? În primul rând, noi trebuie să promovăm politicile respective, că oamenii rămân aici în țară. Numai atunci când oamenii să fie țară, noi vom avea un stat independent, un stat dezvoltat. Noi avem multe propuneri, cum să facem asta. Dar cum veți face ca să nu depindem de controlul Rusiei? Eu cred că noi nu prea corect punem întrebarea. Asta tot depinde de la noi, de la moldoveni, de la guvernare, de la oamenii care aici trăiesc. Dar наративul care acum dumneavoastră promovați că cu Rusia, cu asta permanent să apară numai atunci când noi avem alegeri. Eu nu văd astăzi pericol că Republica Moldova poate să fie sub Rusia. Nu văd pericol. În condițiile unui război în care Rusia a atacat un război cu țara vecină? Noi condamnăm toți oamenii adecvat, condamnăm războiul care acum are loc în Ucraina, fără careva rezervă. Ați încercat să spuneți asta și la Moscova? Poftim? Încă o dată? Ați spus că condamnați războiul și la Moscova? Da, sigur. Da. Cui ați spus? Eu deja am anunțat despre asta. Puteți ridicați materiale care le-am răspândit în mass media. Poziția mea referitor și la războiul și la și în Rusia. Să trebuie. Domnul Stoianoglu.